revenit la televiziunea M9 în cadrul ediției intitulate Asociația Prietenilor Răzvan alături de copii cu autism. Doamna Munteanu, aș vrea să vă întreb în ce constă profesia de profesor psihopedagog? Da, a fi profesor psihopedagog presupune a fi angajat al unei instituții școlare pentru copii cu dizabilități, și anume centre școlare pentru educație inclusivă. Anterior erau școlile speciale, deci efectiv este activitatea didactică de formare, de modelare a copiilor cu dizabilități din școlile speciale. Dar partea aceasta de terapie, dumneavoastră sunteți și terapeut, și aș vrea dacă ați putea să ne povestiți mai multe despre terapia de integrare senzorială. Da, este o terapie de suflet pe care am făcut-o tot împreună cu Mirela în 2019, da, când am și început al doilea sau un alt proiect împreună, și anume Clubul Copiilor cu Nevoi Speciale, în care ne-am mobilizat și, fără să așteptăm nimic, am închiriat un apartament cu 4 camere și am zis, Mirela, pornim, Mirela a zis, Carmen, pornim, am investit, am căutat prin cadrul asociației, Mirela poate mult mai multe să ne spună, o mulțime de susținători și le mulțumim din suflet. Prin resurse proprii am demarat... Am adus și am implementat terapia de integrare senzorială în Târgu Mureș. Am început noi două, da, doi eram copii. Și eu terapeut. Da. Da. Pentru ca în prezent să am reușit să construim o echipă multidisciplinară formată din 9 terapeuți și aproximativ 73 de copii. De ce tip de instruire este nevoie pentru a deveni terapeut? Da, este necesară o formare. Eu am făcut-o la Cluj cu doamna ergoterapeut Dana Tahir Botezan, care s-a format în țările nordice. Și în urma evaluărilor făcute de dânsa și a cursurilor urmate, a formării urmate, am început activitatea ca terapie de integrare senzorială. Deci sunt necesare cursuri, formări în domeniul acesta. De la doamna care v-a instruit, ați aflat de existența acestui tip de terapie sau a fost vorba de o documentare? Nu. Au fost tot așa, tot din analiza nevoilor copiilor și a comportamentului și a ceea ce povesteau copiii, da, părinții, că se întâmplă cu copiii în anumite aspecte ale vieții. Ne-am dat seama că problemele lor nu sunt neapărat probleme comportamentale, cum s-ar presupune că ar fi la copiii cu autism sau cu ADHD. Și aceste comportamente se pot datora unor disfuncții senzoriale. Și mai ales eu, văzând situația în care este fiul meu, am căutat, bineînțeles, pe site-uri de specialitate din străinătate și am încercat să aplic acasă anumite metode de stimulare senzorială, dar nu erau suficiente. Și atunci, bineînțeles că ne-am informat, am discutat, am căutat și cine caută găsește și cine își dorește reușește. Și atunci, tot împreună cu doamna Carmen, am zis hai să pornim și pe acest drum, pentru că dacă copilul nu este stabilizat din anumite puncte de vedere și senzoriale și motrice, nu. Adică poți să pornești la drum pe partea de terapie, dar rămân aceste lipsuri pe care nu le poți înlocui. Și la unii copii foarte greu te poți întoarce în timp să recuperezi ceea ce nu s-a lucrat cu ei. Și așa am hotărât că este imperios necesar pentru acești copii să beneficieze și de această terapie.
Deci să fie baza, terapia de integrare senzorială și terapia 3C, baza de la care să pornească, pentru ca apoi restul terapeuților să poată să construiască pe cognitiv și pe abilități de viață mai departe. Practic, dumneavoastră ați preluat inițial rolul de observator, ați încercat să vedeți ce este mai bine și după aceea să și implementați. Da. Este singurul centru, să spunem așa, în care sunt implementate aceste terapii în județul nostru? Din câte am înțeles, deci am ajuns la aceleași nevoi care Mirela le-a observat la Răzvan, aceleași nevoi pe care le-a descoperit vorbind cu părinții, aceleași nevoi le-am identificat și eu lucrând cu copiii cu dizabilități. Și atunci am decis să facem ceva în această direcție. Da, mai sunt locații în Târgu Mureș și centre unde se face terapia de integrare senzorială. Într-adevăr, și ne bucurăm foarte mult că mai sunt, pentru că oricum nevoia este mare și chiar și copiii tipici care sunt înscriși la grădiniță, deci preșcolarii, sunt foarte mulți care au nevoie de această terapie, de o dietă senzorială, pentru ca să îi pregătească pentru a face față cerințelor școlare. Pentru că sunt copii care nu se acomodează într-o instituție, care nu pot să respectă reguli, care nu pot să stea mult timp în bancă, care au deficiențe de scris sau de vorbire și toate acestea se pot ameliora sau chiar rezolva prin o dietă senzorială bine pusă la punct și mergând țintit pe nevoile individuale ale fiecărui copil. După evaluare, bineînțeles, se face dieta senzorială țintită pe copil și pe nevoile sale. Și atunci, clar, progresele vor veni neîntârziat și copilul deja va răspunde, iar părinții vor vedea schimbările benefice pe care le are această terapie. Dar este necesar să se facă ca orice terapie să fie consecvență și copilul să participe la terapie și părinții să fie implicați și să-și dorească să comunice și să facă o echipă bună cu terapeutul. Practic, terapia este despre colaborare. Da, și despre colaborare, da. Mai ales terapia 3C este despre colaborare. Terapia 3C este indicat să se facă într-o sală mare de sport cu 10 copii în același timp, pe trasee bine structurate. Și participă părinții la terapie împreună cu copiii. Poate să vină și fratele, poate să vină și tata, dar un membru de familie este necesar să lucreze cu copilul pe trasee. Practic, în ce constă terapia 3C? Deci, terapia 3C presupune construirea unui traseu. Foarte mulți spun, e simplu că se folosesc materialele de la sport sau care le folosesc în antrenamente sportivi. Dar este construirea pe baza unor principii foarte riguroase și analizate a unui traseu, a unui parcurs pe care copilul trebuie să-l facă. Presupune variante diverse de mers, de la ocolire, pășire, mers în echilibru. Sunt exerciții pentru mișcările motorii primare de bază, față, spate, dreapta, stânga, pe care, propriu zis, se construiește orice mișcare, orice activitate. Chiar și când bem apă, întindem de mâna în față, luăm paharul, bem, îl punem jos. Este planificare motorie, este gândire motorie, este coordonare și atenție. Iar prin faptul că acești copii sunt puși efectiv în mișcare, partea motorie este activată, se transmit constant impulsuri nervoase la creier, prin mușchi, prin tendoane, prin articulații. Acestea activează neuronii, îi pune în mișcare și încet se construiesc alte conexiuni și reușesc prin
în timp, prin parcurgerea traseului, să își dezvolte până la urmă acțiunile involuntare și nu doar acțiunile primare. Pentru că, în general, avem tendința toți să mergem în partea de sus, pe achiziții, pe cogniție, pe învățare. Și uităm baza. De fapt, copilul când se naște și evoluția lui pleacă de jos, pleacă de la partea motorie și pleacă de la partea senzorială. Sistemul nervos central, următoarea etapă care deja se formează în perioada intrauterină, este propriocepția, deci ceea ce presupune mișcare, partea de echilibru, partea de atingere, de tactil, sunt primele mijloace prin care olfactiv, miros, este primul contact al omului cu viața. În acest fel ajung primele informații la el. Dacă noi acestea le ignorăm sau trecem peste ele, e foarte greu să construiești achizițiile cognitive. E ca și cum ai construi o casă fără temelie. Din păcate, an la rând și foarte mult timp s-a ignorat exact partea motorie și partea senzorială, care sunt de fapt la bază, și se mergea spre vârful piramidei, spre achiziții, spre învățare, și ne întrebam oare de ce nu sunt rezultatele care, totuși copilul are potențial, dar merge mai încet, stă pe loc, nu are evoluția care ar fi firească. Și nu noi, studii și cercetări au demonstrat că atâta timp cât nu sunt formate sistemele primare, baza nu e construită corespunzător, apar problemele și la nivel de deja de învățare, de achiziții, de abilități academice, să le spunem așa. Și atunci terapia 3C intră la bază, și la fel și terapia de integrare senzorială, la primele niveluri ale sistemului nervos, și chiar și ne structurăm activitatea ca și terapeuți pe acea piramidă învățării care are la bază sistemul nervos. Următorul nivel sunt sistemele senzoriale, apoi sunt cele motorii, planificare motorie, urcă un pic mai sus pe partea de coordonare, pe partea de postură, de coordonare ochi-mână, de ajunge la ADL sau adică abilități de abilitățile viață. De viață, și aici avem cele trei niveluri. Ca să înțelegem ce sunt ADL-urile. ADL-urile sunt abilitățile primare, adică autoservire, îngrijire, deci nevoile de bază primare. Este ADL-ul secundar, care ține de învățare și merg pe achiziții, pe învățare, pe partea școlară, și ADL-ul și un alt nivel al ADL-ului care ține de hobby, de interese, de preocupări, de dezvoltare personală. Noi lucrăm pe acel ADL primar, pe bază, pe autoservire, pe nevoi, pe independență motorie și a copilului, și partea ulterioară de achiziții, deci ADL ce ține de școală, de grădiniță, de creșă, de învățare, rămâne să fie dezvoltată de celelalte terapii, cum e intervenția psihopedagogică, sunt terapiile cognitive cunoscute, abatici, PEX-ul și foarte multe alte terapii care stimulează copilul și din punct de vedere al învățării, pentru ca, din păcate, mulți copii cu dizabilități nu ajung să dezvolte ADL-ul 3. Deci cel ce presupune interacțiune, ce presupune hobby, ce presupune activități care... Deci noi lucrăm la bază. Mă bucur mult că ne-ați clarificat subiectul și aștept să discutăm mai multe după un scurt moment de publicitate. Vom reveni imediat.